Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății. Alături de mine am bucuria părintele Adrian Singurov, Oreste. Bună seara! Bună seara! Bună seara! De ceva timp prezentăm subiecte extrem de interesante care par mai degrabă din zona science fiction-ului. Discutăm despre niște realizări științifice de vârf care deja din 2004-2005 sunt prezentate deja în cadrul militar american, în care treaba este rezolvată. Care sunt modalitățile de acțiune, câtă eficiență au, cum sunt ele utilizate în domeniul militar și cam despre ce victime colaterale vorbim. Vorbim de anul 2004, când Dean Hammer, expert în biologie moleculară la Oxford University National Cancer Institute, a emis exact această chestiune, ținând de faptul că spiritualitatea este influențată de moștenirea genetică și că există chiar o genă specifică la nivelul ADN-ului. El a explicat în cartea Gena lui Dumnezeu modul în care nivelul de spiritualitate variază de la persoană la alta în funcție de nivelul anumitor neurotransmițători produși în creier, dopamina și serotonina. Pe cât se pare, responsabil de sentimentul uniunii cu Dumnezeu și cu Universul, precum și de toate acele percepții ce caracterizează experiențele spirituale, ar fi acești doi mediatori hormonali. Gena care reglează producția acestor neurotransmițători este VMAT2, despre care noi am mai punctat, care din acest motiv a fost botezată Gena lui Dumnezeu. Potrivit lui Hammer, cu cât activitatea acestei gene este mai intensă, concretizată așadar în producție de dopamină și serotonină, cu atât mai accentuată este spiritualitatea persoanei respective. Să știți că dacă ne-am dat seama că ce se întâmplă acum nu se întâmplă prima oară în istoria omenirii, este clar că s-a încercat mereu revoluții de tot felul și se pare că n-au reușit. Dar ce nu s-a încercat? Un singur lucru. Întotdeauna omul iese cu forța, să opună forței forță. La ceva violent opune violență. Niciodată n-a fost, să știți, n-a reușit în istorie asemenea revoluții. Jacques Malet de Pen a fost un jurnalist din timpul Revoluției franceze, care a fost martor și l-a spus că revoluția își devorează proprii copii. Asta este expresia lui, că după aceea a fost preluată de alții, este altă poveste. Este un adevăr care trebuie să-l merităm la el. Din punct de vedere religios, să știți că singurul mod de a face o revoluție este strict spiritual. Pentru că noi avem niște puteri colosale, noi avem 100.000 de miliarde de celule în corpul nostru, natura cuantică a omului. Adică, ca să vă spun foarte scurt și să înțelegeți de ce suntem atât de puternici și de ce totuși. Unii zic că le e frică. Nu le e frică deloc. Ei sunt atât de siguri pe ei. Tocmai asta e slăbiciunea. Singura lor slăbiciune este faptul că sunt foarte siguri de reușita agendei lor. Atât e singura slăbiciune. Ce are omul? Copilul de 4-5 kg, abia născut sau cei născuți sănătoși, acum mai rar. Sau campionul de lupte sumo de 200 sau 150 de kg, 30 de ani la apogeul carierei. Același număr de celule în corpul omului și, foarte curios, aceeași masă moleculară, aceeași mărime. Păi cum e posibil? 150 de kg, 5 kg. Același număr de celule și aceeași mărime. Și mai departe, în afară de cele epiteliale, cele acestea conțin mitocondrii, uzina de energie. Mitocondriile care sunt între 400 și 2000 de mitocondrii. Fiecare mitocondrie dezvoltă la nivel cuantic și vă recomand să, dacă aveți aici probleme cu timpul, dar măcar studiați, cercetați, găsiți, cât nu sunt cenzurate, încă nu sunt cenzurate, toate studiile și lucrările profesoarei Mihaela Gheorghiu de la UMF, Carol Ivla din București, care este în domeniul acesta medicina cuantică. Și acolo, să înțelegeți, 20 de teravați dezvoltă la nivel cuantic fiecare mitocondrie, cât 5 centrale atomoelectrice. Vă rog frumos să faceți un calcul. N-am făcut niciodată până acum, dar mi s-a spus că este exact energia unei supernove. Deci omul, 2000 de mitocondrii, ori 100.000 de miliarde, ori și 20 de teravați și o să vă dea puterea unei supernove chiar mai mult.
Deci omul într-o milisecundă poate să facă să pulverizeze tot sistemul solar. Într-o milisecundă. Sau poate să creeze lumii. Faptul că în istoria omenirii a stat pe loc pământul în timpul Aaron, când erau, se băteau evrei cu un popor invadator. Acum nu știm care e invadator, că știți, istorie scrisă doar de învingători. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic. Fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Și a reușit să stea 48 de ore soare în crugul cerului. A putut să facă asta. Nu mi s-a părut extraordinar. Nu-i deloc, pe dacă poți să distrugi soarele cu totul, mare lucru, să oprești în rotație pământul. Asta poate să facă un singur om. Un singur om. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla la îndemnul Mântuitorului Hristos. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci ca să fim foarte clar înțeleși, nu numai că Vaticanul are cronovizorul și încă vreo două sunt prin lume și că ăla doar au jurat pe cuvânt de pionier că prin cronovizorii doar puteau să se uită, nu se puteau deplasa în timp. Sigur că da, și noi am crezut acest lucru. Deci dacă mergem mai departe, ne dăm seama ce poate să facă un om. Vreau să înțelegeți toți, lucrurile sunt foarte clare. Numai la nivel spiritual se poate schimba. Și nu mă miră faptul că avem cunoștințe, pelerini care au plecat și la Lavra Pecelskaya, au fost și pe lângă Moscova, este o mănăstire acolo, Zagorsk, și în aceea situație, și într-o parte și într-alta, au fost întâmpinați de un grup de militari ascunși, camuflați, și care le interzis accesul și s-au speriat de ce s-a întâmplat. Credeau că sunt exerciții militare. Nu aveți voie să mergeți la părintele. Deci protecție militară. Pusnicii sunt protejați militar. Oare de ce? Oare de ce sunt protejați militar și la noi este exact invers? Oare de ce sunt așa de importanți? Cu ce ar putea ei fi mai importanți decât vreo armă strategică? Adică apărarea acelui zone, că e cu tot, cu spațiul respectiv, consacrat, sfințit, nu numai oamenii respectivi, era mai protejată decât o rachetă nucleară. Foarte interesant. Da, foarte corect. Într-adevăr, de la asemenea ființe, că nu știm cât de oameni care ajung să se îndumnezesc, să devin sfinți în viață, asemenea oameni se pot schimba destinele unei planete întregi.
Asta este singura soluție și în siajul lor, în umbra lor, noi să ne rugăm și noi să putem, bine, o să mă pe ne rugăciune, că nu e vorba de rugăciune, e vorba de transmutare atomică, este vorba de alchimie. Alchimia asta poți să faci și în timp ce mergi, că ești la volan, oricând. E o tehnică, dar noi trebuie să învățăm asemenea lucruri. Trebuie măcar să fim conștienți că se pot face și că, de fapt, altă soluție nu există. Pentru a susține discuția noastră de astăzi, am să fac apel la trei cărți foarte interesante. Pe una ai pomenit-o tu, ea lui Dean Hammer, Gena lui Dumnezeu, publicată în 2004. Eu am să vreau să coroborez această lucrare, despre care noi am vorbit și foarte bine a vorbit părintele, cu alte două cărți scrise de Cathy O'Brien. Cathy O'Brien este un cetățean american, o doamnă, care a pretins în spațiu public și a și publicat două cărți despre care voi face referire în cele ce urmează, pretinde că a fost victima proiectului CIA MK Ultra. Acel proiect despre care noi în emisiune am mai vorbit, o încercare dintr-un laborator de psihologie transpersonală de modificare a comportamentului uman în vederea obținerii unor deziderate de natură militară. Ei bine, Cathy O'Brien a scris Transformation of America în 1995 și Access Denied for Reason of National Security în 2004, interesant în același an în care din Hammer scoate Gena lui Dumnezeu. Cathy O'Brien povestește că în cadrul voluntariatului la care a acceptat inițial de bună voie să facă parte, fiind racolată într-un acest proiect de studiu de psihologie transpersonală, că așa a ajuns Cathy O'Brien să facă parte dintr-un grup foarte restrâns de subiecți care au făcut parte din scenariul de modificare a comportamentului uman din celebru proiect ultra-secretizat al CIA-ului MK Ultra, care totuși, fiind interzis de Senatul American cu desăvârșire în anii 70, poate fi studiat și de dumneavoastră accesându-l pe internet, pentru că beneficiem de o secretizare a arhivelor CIA și KGB, lucru făcut după 1990, și avem mari zone și bucăți întregi de literatură de specialitate care sunt oferite în spațiu public undeva până la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Deci avem și puteți și dumneavoastră, dacă sunteți interesați, să studiați, să descărcați în PDF de pe internet lucrările despre care v-am pomenit și să aveți un punct sănătos personal prin filtrul dumneavoastră de vedere, că alminteri sigur nu ne puteți crede decât pe noi, ceea ce nu e întotdeauna cel mai bine. Apelul nostru întotdeauna către o bună informare ar fi să aveți mai multe surse, să le puteți filtra și dumneavoastră, să vă faceți analiza, sinteza și să aveți un punct de vedere temeinic și nu neapărat indus de noi sau către alții. Revenind la mărturisirile doamnei Cathy O'Brien, vă reamintesc, pretinsă victimă a experimentului MK Ultra. Ea povestește că a fost supusă sistematic îngurgitării unor substanțe psihotrope halucinogene, cum ar fi ayahuasca sau LSD, urmată de reprize de MDMA și de etanol și scopolamină, componenta serului adevărului, și că a traversat în prima etapă a experimentului niște experiențe mistice extraordinare. Și descrie foarte interesant și cu lux de amănunte această călătorie cognitivă, neuronală, pe care a făcut-o cu ajutorul acestor substanțe psihotrope, fiind încărcată de extaz mistic. După care tot ea descrie, fiind extrem de fericită, aproape iluminată în urma acestor experimente, tot ea descrie că în a doua secvență a scenariului la care a fost supusă în proiectul MK Ultra, i-au fost ingerate niște substanțe care de data aceasta cenzurau sau blocau efectiv secreția de oxitolină, de serotonină și de dopamină, traversând o altă stare spirituală, de data aceasta îngrozitoare, în raport cu prima de extaz mistic, o depresie generalizată, o inhibare extraordinară, organică, pe care a resimțit-o organică, de empatie, de solidaritate și de fraternitate cu absolut toți ceilalți.
Mult mai târziu, undeva prin anii 90, Katie O'Brien, după ce își face analiza ceea ce a traversat, trage și câteva concluzii pe care nu le-a înțeles nici în timpul experimentului, nici multă vreme după aceea. De ce anume erau interesați cei care produceau scenariul MK-Ultra de experimentarea celor două stări extreme? Extazul mistic, comuniunea cu Universul și cu Dumnezeu, o anumită stare de atotcuprindere pe care majoritatea subiecților care au trecut prin ayahuasca, prin mescalină, prin peyote, prin ciuperci halucinogene sau prin LSD o descriu în termeni relativ comuni, urmată de o cenzurare fundamentală a ideii de Dumnezeu, toate acestea fiind induse extern cu ajutorul unor substanțe. Acum, dacă pornim de la subiectul discuției noastre de astăzi cu privire la VMAT2, despre care Dean Hammer spune că este gena lui Dumnezeu, adică este acea genă care permite, din punct de vedere neuronal, secreția de serotonină și de dopamină. Serotonina și dopamina, știți foarte bine, sunt considerați hormonii împlinirii și ai fericirii. Oxitocina este un hormon al iubirii sau al să spunem, deschiderii afective, chiar și față de necunoscuți, adică acea iubire necondiționată. Sunt foarte multe exemple date în literatura de specialitate despre acei militari japonezi din perioada celui de-al doilea război mondial, chiar și de la Pearl Harbor, acei atentatori kamikaze care, cuprinși de o fervoare naționalistă, mistică, shintoistă, se prăbușeau cu avioanele voluntar și produceau damage-uri considerabile adversarilor. Încă de pe atunci, încă de prin anii 52-53, când a fost pus în aplicare pentru prima dată proiectul MK-Ultra, cercetătorii se întrebau ce anume poate face ca un individ, un om social, un om supus normelor obișnuite de zi cu zi, se poate transforma peste noapte într-un sinucigaș și ce resorturi psihologice, ce ramificații neuronale pot transforma pe oricine într-un posibil atentator sinucigaș. Între 2001 și 2012-2013, și Armata Statelor Unite, și Armata Marii Britanii, și Armata Canadiană, și cea australiană au mai lăsat să se strecoare în spațiu public informații cu privire la niște cercetări științifice ale unor mari universități de psihologie cu catedrele de psihologie transpersonală cu privire la această genă numită de Hammer MVAT2, care este responsabilă cu secreția acestor substanțe neuronale care pot să ne transforme dintr-un om obișnuit cu percepție limitată. Pentru că aici e foarte simplu, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru și îmi cer scuze pentru scurta paranteză pe care o fac, pentru a înțelege foarte bine oamenii la ce ne referim. Noi, din punct de vedere neuronal, funcționăm într-un univers radionic, adică noi avem niște frecvențe neuronale care ne plasează pe niște realități de sine sătătoare. Și cei care urmăresc această emisiune cu siguranță știu, nu e nimic nou în ceea ce le spun acum, dar e bine să trecem în revistă ca să înțelegem. Noi funcționăm în 7 realități radionice, adică pe 7 frecvențe neuronale. Avem frecvența stării de conștiință, cea care este definită de simțuri, starea beta, cunoscută în literatura de specialitate, undeva cuprinsă între 12 și 16 Hz. Avem starea de ubicuitate, de meditație, de relaxare, prin care inhibând parte din simțuri și dând drumul, lăsând frâul liber imaginației și intuiției, putem călători, chiar aflându-ne în trup, în afara lui cumva, și eu acum, în timp ce stau de vorbă cu dumneavoastră, pot să mă duc cu gândul în cu totul și cu totul altă parte și să fiu mai degrabă acolo decât aici. E frecvența somnului cu vise, unde este clar că ceea ce traversăm noi ca și realitate perceptivă în timpul somnului nu are nicio legătură cu realitatea trupului care se află oriunde în altă parte, această frecvență teta, avem frecvența delta și avem și celelalte trei care se situează după beta, beta înalte, complexul K și beta supraînalte, care ne plasează într-o altă realitate neuronală unde acuitatea simțurilor se multiplică și devenim o supraființă. Toate aceste stări neuronale au fost studiate cu
în detaliu și cu multă aplicare în laboratoarele militare. Deci, cu alte cuvinte, ca să concluzionez ceea ce s-a spus până acum, ceea ce ne interesează și pe noi, măcar într-o discuție așa pe argumente academice și științifice, este că există centre de putere pe această planetă, așa cum spunea părintele, nu de ieri de astăzi, ci probabil din totdeauna, despre care vorbește și Sfântul Apostol Pavel când scrie în epistolele sale cine sunt dușmanii omului și așa mai departe, apropo de începătorii, prefăcătorii, stăpâniri și așa mai departe. Probabil din totdeauna există centrele de putere care s-au împiedicat în autoritarismul total, în dominarea totală a lumii de sentimentul religios. Să știți că nu doar creștinismul, și iudaismul, și islamul, și în general marile religii ale lumii sunt sinonime cu libertatea. Nu există în nicio religie autentică constrângere. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns în acest aparat imunocub care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă, dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare. Anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Eu sunt foarte mulțumită de Imunocub. Dădeam de vreo 5-6 ori drumul la Imunocub să purifice aerul, să fie aer curat. Bine, m-am și obișnuit așa. Cred că nici nu pot trăi fără. Mi-a intrat în obișnuință. Am să spun, domnule, e un Dumnezeu care cu un an înainte m-a pus să cumpăr acest Imunocub ca să îl pot folosi, iată, pe o necesitate care nici n-aș fi bănuit-o la momentul la care am achiziționat. Dar și aici, la birou și acasă, mi-a prins foarte bine și mi-a creat această stare de confort. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Singurul obiect de care nu m-aș putea despărți, dacă cineva m-ar întreba ce aș lua cu mine pe o insulă, eu mi-aș lua Imunocubul. De ce? Pentru că, într-adevăr, te poate ajuta întru totul. Întru totul. Un obiect care reușește să-ți purifice aerul, apa și alimentele, înseamnă totul. În momentul în care un individ își descoperă potențialul divin din el, așa cum extraordinar de bine a prezentat părintele la începutul emisiunii, intră în comuniune cu Dumnezeu, se lasă pătruns de universalitatea răsuflării lui Dumnezeu, așa cum era Adam înainte de cădere, omul devine însuși un univers, dar el nu poate deveni prin constrângere, ci doar prin propria acceptare. Și atunci în om este potențial un Dumnezeu. Asta este până la urmă și marea lecție a lui Iisus Hristos, care este deopotrivă și Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului. Și atunci ceea ce am împiedicat până acum, ca aceste centre oculte de putere să pună stăpânire chiar pe toate sufletele tuturor neamurilor de pe planetă, este tocmai sentimentul religios. Adică un sentiment care te conduce a priori către starea de libertate. Adică noi ne asociem cu Dumnezeu, noi nu suntem racolați de Dumnezeu și nu suntem manipulați de Dumnezeu pentru a crede în El, ci pur și simplu noi ne asociem cu Dumnezeu doar atât timp cât dorim și simțim nevoia acestui lucru. Din această perspectivă, mari dușmani ai marilor revoluții, ai marilor modificări sociale, ai sclavagismului de orice formă ar fi el, să știți că sunt oamenii religioși. De aceea toți prorocii, toți profeții, toți martirii, toți slujitorii adevărului au fost sacrificați în umanitate, pentru că ei, născându-și întreaga existență din sentimentul mistic și din sentimentul religios, s-au opus marilor, împăraților, stăpânitorilor, faraonilor, președinților sau altor forme de conducere desacralizată a Pământului. Discuția e foarte complicată, dar este foarte interesant, măcar noi care suntem preocupați de subiectul ăsta, să reușim
să suprapunem, dacă doriți, emisfera stângă a noastră rațională, științifică, ceea care are nevoie de o argumentație și de experiment pentru a ști că lucrurile despre care vorbim sunt adevărate, cu sentimentul inexplicabil, irațional, mistic, dumnezeiesc, care se află în emisfera noastră dreaptă. Până nu vom reuși să înțelegem că știința și religia nu sunt două domenii opozabile, ci sunt fațetele aceluiași domeniu, căci noi nu putem să fim nici ca fundamentaliștii religioși atât de stupizi încât să credem că Dumnezeu este o bătrânică care fuge de știință ca dracu de tămâie. Nu putem fi nici niște ultra-laici care considerăm că tot ceea ce înseamnă mistică sau religie este apanajul unor exaltați și unor nebuni înfometați care își creează propriile halucinații. Da? Așa cum mai cred unii progresiști că este vorba în religie, ci ar trebui, acceptăm faptul că Dumnezeu ne-a dat și emisferă stângă, adică ne-a dat și rațiune, ne-a dat și emisferă dreaptă, adică simțire, să le putem integra pe amândouă ca făcând parte din aceeași monadă. Pentru că noi, în absența sentimentului științific sau în absența sentimentului religios, noi nu putem înțelege lucrurile. Ele se sprijină în explicația lor pe cele două coloane, știința și religia, mistica și rațiunea. Și atunci, dacă Dumnezeu ni le-a dat pe amândouă, hai să încercăm, măcar noi, simpli oameni obișnuiți care vrem să înțelegem lucrurile mai bine, să nu le mai eliminăm, să nu ni le mai punem în conflict tot timpul, ci pur și simplu să acceptăm și să înțelegem dimensiunile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Că Dumnezeu ne-a dat să trăim într-o lume fascinantă, extrem de misterioasă și de enigmatică, dar pe care să o putem înțelege prin rațiune. Și atunci vedeți că există două categorii de oameni, vrem, nu vrem, tot acolo ajungem. Există oamenii care cred în viața de apoi, care cred în Dumnezeu, care cred în proiectul omului Dumnezeu și care au înțeles prin intermediul tuturor cărților sfinte ale umanității că între Dumnezeu, înger și om există o filiație, o familie. Și o altă categorie de oameni care consideră că viața este pur și simplu un hazard, este o scânteie a universului, necondiționată de nimic, suntem produsul unei evoluții în urma unui Big Bang și că societățile, oamenii se selectează ca în natură, cei mai puternici își transmit gena mai departe, iar cei slabi dispar încet încet ca multe alte rase de animale și de viețuitoare de pe acest pământ. E foarte complicat să reușești să-l faci măcar pe un ateu convins sau pe un om din ăsta, un ultra-progresist, arogant, care are senzația că tot ceea ce înseamnă spiritualitate nu este decât o relicvă a evului mediu, să înțeleagă și dimensiunea spirituală și dimensiunea mistică. Dacă noi toți am gândit pe orizontală, dacă noi toți am fi desăcătuiți, așa, dezlegați de Dumnezeu, atunci guvernarea unică planetară ar fi la îndemâna oricui în câteva zile. Ceea ce ne diferențiază pe noi nu este nici nivelul economic, nici nivelul de confort social. Singura diferență între oamenii aia care contează este de raportare spirituală, de credință. Suntem noi proveniți din familie dumnezească sau suntem o maimuțică norocoasă care a reușit de-a lungul evoluției să sară din mormolocul acvamarin în cimpanzeul care este strămoșul nostru. Și atunci iată-ne în această situație. Atât timp cât tu nu mai ești homo religiosus, nu mai ești creat, nu mai ești ființă nobilă, divină, în care noi o vedem în echilibru și în contemplație și în rezonanță cu întreaga creație, în care omul, ca și Dumnezeu, se odihnește ziua șaptea și contemplă creația lui Dumnezeu. Vedem atâtea versetele Sfinților Părinți, Ignatie Teoforul, Maximul Mărturisitorul, sunt canoane acelea superbe de la Triod în care ne pregătim noi pentru postul cel mare și vedem cum intră oamenii în rugăciune, în contemplație, ce cuvinte scoate, ce clar, că aud niște trăiri extraordinare. Sau acum, de curând, că puțin mai înțeleg și mai citesc rugul la prinț către Maica Domnului, păi ca să poți să ajungi să scrii asemenea minunății, păi înseamnă că tu ești acolo, tu trăiești, ți-e foarte greu să traduci ceea ce vezi, ceea ce auzi
în cuvinte. Deci este o formă extremă, da, extremă, dar extremă de înnobilare, în care omul este dincolo de această creație. Cum poți să îi ucizi această, să distrugi această legătură între cer și pământ? Că nu mai vorbim de extremiști, aici este clar cu invenții, este motivul ca poate să poate să dezvolte tehnologie militare. Dar eu nu văd oameni în spate. Atâta timp cât Apostol Pavel spunea că noi nu purtăm război cu trupul și cu sângele, ci cu toate duhurile răutății care zboară în văzduh. Și dacă ne întoarcem mai mult în trecut, să zicem cărțile lui Enoch, poftim, sunt apocrife, sunt scoase, sunt cenzurate, dar nu că ar fi false, ci pentru că omenirea la momentul respectiv, că nici acum, nu prea ar înțelege ce se scrie acolo. Dar cu siguranță înțelegem că există, au fost în istoria omenirii, așa numite îngeri căzuți, ce țineau de o altă lume, altă dimensiune, căzuți în sensul că i-au căzut dintr-un statut nobil și ei, ființe create de Dumnezeu. Când își folosesc darurile de la Dumnezeu în scop destructiv, ești o ființă căzută. Nu contează din ce galaxie sau univers ai proveni. Tu dacă distrugi și aduci vector entropic într-o lume a armoniei, e clar că ai căzut din statutul la care ai fost adus de Dumnezeu. La asta se referă îngeri căzuți. Și au venit aici să aducă distrugerea și în lumea noastră. Că au fost închiși în Tărtăria sau în subteranele Tartarului, într-o acea împărăție extraordinară, fiindcă aceia care trăiau în Tărtăria erau un fel de gardieni a unui lumi subterane și păzeau portaluri către lumile subterane, care sunt peste tot în lume, nu numai la noi în țară. Și aceea lume subterană, acolo, ține ascunse aceste entități. Probabil nu pot fi distruse, probabil pentru o judecată ulterioară nu știm de ce nu au fost anihilate de tot, sau poate acolo au fost închise rămășițele unei lumi de mult apuse sau distruse în urma unei pedepse divine. Pedepsă divină. Toate culturile, toate civilizații, toate revelațiile din toate religiile spun despre pedepsa divină. Că este potop, că este foc, că este, au fost pedepse divine. De ce? Fiindcă au fost îngeri căzuți, pentru că omul, avem acel tabloid cu Adam și Eva, ar fi căzut în ispită, e vorba de simbolul șarpelui, simbolul mărului, că este vorba de creație, că e vorba de, până la urmă, de dubla helixa ADN-ului uman. Asta înseamnă Adam și Eva. Deci în momentul în care tu strici gena divină sau o ataci gena divină, încă atunci ești pedepsit de Dumnezeu. În momentul în care iar vii a doua oară ca înger căzut și iar pertup gena lui Dumnezeu, iar ești pedepsit. Ce putem să înțelegem noi, conchidem de aici? Nu există fanatici și religioși. Acestea sunt niște invenții. Acei fanatici nu sunt religioși. Este o contradicție în termeni. Nu poți să fii un om religios și să fii un fanatic. Cam așa arată cămăruța mea. Adică destul de aglomerățică și are geamuri. Dar... Ia uite-l mâncă la mama pe el. Cum își face el treaba și dezinfectează aerul. Dezinfectează hainele, obiectele din jur. Deja miroase minunat, minunat. Îmbrățișez! Am luat din el, din strugure, 2-3 boabe înainte de a-l trata pe strugure cu imunocub și am luat după același strugure, din același ciorchine. Și era alt fruct, pur și simplu era alt fruct. Era gustos, avea ceva ce nu avea înainte, efectiv. Și atunci am zis, da, oamenii ăștia care îl prezintă nu fac mișto. Este real. Beam cu greu 2 litri de apă. Căutam să beau 2 litri de apă, dar intra greu de tot, oricum. Apa cu imunocubul se transformă deodată, parcă este o apă curată, cum beam doar pe vremuri la bunica mea. Apa din fântână. Pe vremea când nu erau nici fântânile atât de poluate cum sunt acum,
Nu mai zic de apa de la robinet care este plină de clor. Deci este o diferență de la cer la pământ. Deci mă simt foarte bine de când beau această apă. Am folosit foarte des la apă. Am observat că aveam și o energie mai mare, mai bună. Mă simțeam mai bine după ce consumam apă energizată cu imunocub. Și era o apă pură, ca de izvor. Deci eu chiar am fost pe munte mult timp și chiar era gustul ăla de apă de izvor. Și mi-a plăcut asta. De aceea recomand tuturor. Nu poți să fii un om religios care înseamnă echilibru și armonie cu întreaga creație a Dumnezeu, respect față de viață, față de tot ce e creat de Dumnezeu și să fii un fanatic sau un extremist. Este vorba de moștenirea lui Dumnezeu pe pământ. Este vorba de semințele viitorului. Este vorba de copiii lui Dumnezeu. Gena divină sau genele divine deranjează mult, foarte mult. Că nu vorbim aici doar de interese, că aici păi, sunt bani, sunt afaceri. Nu, e mult mai mult de atât. Și nu mai este de natură umană. Pentru că un om, în mod normal, nu ar trebui să fie deranjat de Dumnezeu. De niciun fel. Până la urmă, au fost cazuri din istorie care cei care și-au asumat și au avut o viață plin de lux, să zicem, gândim noi, stăpânii lumii și au avut de toate, nu au fost deranjat de Dumnezeu. Pur și simplu nu au crezut sau au zis, nu mă interesa de ce este, eu trăiesc viața intens. Nu s-a gândit nimeni să ducă o luptă cu Dumnezeu, fiindcă nu a fost deranjat. Ni se respectă liberul arbitru. Îți alegi un fel de a fi, de viață, de conduită, treaba ta. Ești lăsat. Pentru că la un moment dat toate se vor contoriza. Sigur, toți știm asta. Dar de aici până a lupta cu Dumnezeu, ce te interesează pe tine, ce se întâmplă după moartea ta? Deci este clar că este vorba de o inteligență care nu e din lumea noastră. E extrem de sofisticată. La bază există nu numai tehnologie, există, așa cum am mai spus, că au fost experimente făcute prin anii 50 de către ruși, în care era, așa mai spus la emisiune trecută, în care oameni posedați erau puși în linie într-o cameră cu o sticlă în această oglindă între ele, un perete de sticlă și dincoace un rând de exorciști. Din zona Rusiei, exorciștii erau, bineînțeles că preoți, nu cum sunt în zona catolică, care sunt, e un ordin special. Și acești preoți erau aleși pe recomandări, cei mai puternici, cei mai cunoscuți la ora respectivă. Li se dădea ce aveau nevoie, cărțile respective și li se spunea ca să scoată demonii din cei din fața lor. Și s-au pus electrozi, senzori, și la unii și la ceilalți. La un moment dat când posedații începeau să aibă niște manifestări violente și s-a măsurat un vârf de undă pe un osciloscop, s-a văzut că în momentul acela el a fost eliberat de acea posesie, de acea energie. Ne spunem, a ieșit din starea de energumenizare. Și au măsurat și într-o parte și într-alta. Au identificat frecvența corespunzătoare, i-a trimis pe toți acasă și au reprodus o tehnologie și un aparat care să genereze un semnal identic. Au adus oameni, alții cu posesie, au dat drumul la aparat și efectul a fost identic. Mai departe, nu s-a oprit aici. Aparatul respectiv știm foarte bine că poate fi pus când emite o frecvență să fie în antifază. Și au dat în invers, cu minus, în partea cealaltă. Au inversat polaritatea. Și a adus un om sănătos și în el a intrat o entitate. S-a început să se manifeste ca un om posedat. De aici văzând că ei se pot juca cu tehnologiile în a scoate și a pune entități într-un om, a mers mai departe. Cum să izoleze ceea ce nu înțelegeau? Ce este chestia care intră în om? Și au construit un fel de cușcă Faraday și aici iar intuim o tehnologie care nu prea e umană. Cineva care să gândească cum să manipuleze entități din altă lume. Trebuie să fie cineva tot din altă lume. Cum le-a venit lor ideea să facă, că e vorba de găurile acelea de la cușca Faraday, care corespund unor frecvențe. Mărimea găurilor, răspunde, noi știm foarte bine asta. Ce fel de cușcă Faraday au construit ei, de au putut să izoleze și să reproducă cu acel semnal, să pună o entitate în cușca respectivă și apoi să închidă cușca ermetic și să înceapă un fel de au dresaj. Au început să dreseze entitatea.
Și acea entitate, când nu era de acord cu ce spuneau ei, apăsau butonul și dădea semnalul de exorcizare. Suferea cumplit. Când le răspundea și era binevoitoare, dădea semnalul de a duce entitatea înapoi și era un semnal pozitiv. Și așa l-au adresat. Și de aici a început. Entitatea a fost trimisă în diferite personalități din timpul respectiv, care aveau acces și a fost chiar în criza rachetelor din Cuba. Toată acea tensiune acumulată în mod artificial și în urmă, datorită unor lipse de comunicație, erau scrisori, era vorba de un traducător care a salvat toată povestea asta. Este foarte lungă istorisirea, vreau să spun că toate au fost create artificial prin entități trimise în mintea unor decidenți. Deci asta s-a dorit atunci. Ca să înțelegeți până unde se poate ajunge. Și ce vă spun este domeniul militar, unde se presupune că există știința la cel mai înalt nivel. Spunea la un moment dat, în timpul unei exorcizări, o femeie că vin lorzi antice întunericului și asta prin 90. Se apropie stăpânul lumii, lorzi antice întunericului, cei din vechime, cei bătrâni. Adică ceva de genul lui, nu știu, vechimea lui Lucifer, deci întunecații cei mai bătrâni și de care se sperie până și diavolii. Deci diavolii din iad se sperie de ăștia. Cu alte cuvinte, ceva care depășește și iadul la un moment dat, îi vedem pe acei drăgușeni cu care ne obișnuiam în timpul exorcizărilor și erau cam razii noștri de lupte și ne respectam reciproc, până și ei tremură de frică în fața acestor entități. Vă spun și vă repet, nu există demon în tot iadul să poată să depășească puterea unui singur om. Deci ea trebuie să facă în spatele nostru și noi să fim uniți și să îndepărtăm acest rău. Repet, oamenii au putere incredibilă, incredibilă. Și faptul că ni se dă avertizmente de genul ăsta, să știți că nu este un gest, apropo de psihologie, nu este un gest care îl face un om stăpân și sigur pe el. Este un gest chiar că de frică, un gest de cumva violența aceasta e dată de oamenii care sunt disperați, sfințe disperate. Păi dacă tu ești sigur că vei câștiga, de ce nu ești relaxat? De ce te grăbești? De ce faci greșeli? Când în graba de a împlini o agendă, înseamnă că știi că există posibilitatea să pierzi. Și asta trebuie să ne dea nouă de înțeles că există o soluție de a învinge în lupta asta. În niciun caz armele. E puterea gândului și puterea sufletului uman. Uite ce frumos spune un rabin din Cracovia, că noi atunci când avem o îndoială, de fapt vorbim despre o certitudine. Pentru că în momentul în care noi punem sub semnul îndoielii ceva, mai important decât îndoiala este certitudinea noastră că acel ceva este stricat sau că cineva încearcă cumva să dea o lovitură propriei noastre certitudini. De aceea, lipsa de credință, îndoiala, tremurul, freamătul, spaimele, angoasele, tot ceea ce ne ar putea să ne scoată pe noi din firescul ăsta al trăirii în deplinătatea facultăților noastre sufletești, a senzației de îndumnezeire, a luminii dumnezeiești, tot ceea ce ne scoate din această pace lăuntrică, este de fapt dușmanul de moarte al mântuirii omului. Să înțeleg că acolo ar fi de fapt reala corupție. Să știți că ăla care spune da cu toată ființa lui, chiar dacă acel da este un păcat de moarte, cel care spune nu cu toată ființa lui viciului, cel care spune da cu toată ființa lui viciului, ambele categorii, în mod paradoxal, sunt întrucâtva egale în fața lui Dumnezeu prin asumare și prin curaj. Păcat că ai fost căldicel, spune Iisus Duhului uneia dintre cele șapte biserici, măcar dacă ai fi fost și tu cald sau rece. Fiind călduți, te voi scuipa din gura mea.
O demonstrează însă însuși părintele Arsenie Boca, care, supus unui interogatoriu cu scopolamină de către securitate pentru drogul adevărului, pentru a strânge toate probele securitatea că părintele Arsenie Boca făcea parte din mișcarea legionară, fac o scurtă paranteză, el evident negând această minciună, că n-a făcut în viața lui părintele Arsenie Boca din niciun fel de mișcare extremistă sau antisemită, nu poate fi un slujitor al lui Hristos care s-a născut în Betlehem să fie antisemit, asta este o prostie. Dar securitatea i-a dat scopolamină, da? Serul adevărului, care, domne, e un dezinhibator atât de puternic al genei minciunii, încât orice ai avea tu de ascuns când te confrunți cu etanolul sau cu scopolamina, nu mai poți să-ți cenzurezi nimica. Și totuși sunt mărturii și declarații că sub efectul acestui ser al adevărului, că ai pomenit mai devreme, Max, părintele Arsenie Boca era în starea de trezvie și nimeni, niciun anchetator n-a putut să scoată de la el altceva decât: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, iubire păcătosul, ceea ce pe noi ne poate întări în credința noastră, pentru că atunci când nădejdea noastră toată, când viața noastră toată este așezată de bunăvoie în mâinile, în brațele lui Dumnezeu, când nu ne mai preocupă nimic, ce folos să câștigăm această lume dacă ne pierdem sufletul, ne îndeamnă Hristos să gândim așa. Și atunci, în momentul în care noi ne punem pe tavă în fața lui Dumnezeu viața noastră, existența noastră cu totul, și ne abandonăm efectiv întreaga existență în mâinile lui Dumnezeu, atunci nimic nu ne poate afecta, pentru că starea de dumnezeire nu are legătură cu materia. De asta regatul lui Hristos nu este din lumea aceasta. De asta toți cei care se nebunesc să pună mâna pe lumea asta, să conducă lumea asta, să-și impună exercițiul voinței lor asupra exercițiului voințelor noastre, imperiile despre care ai vorbit și tu, Max, la începutul emisiunii, toate acestea nu-și pot întemeia existența decât pe un fundament de carne și sânge, de pământ trecător, de oase care devin pietre. Nu e suflet, nu e spirit. Spiritul nu are nicio treabă cu materia. Și atunci nimic din ceea ce este material nu ne poate afecta, cu o singură condiție, care este și cea mai grea de atins. Și anume aceea de a merge pe cărarea îngustă a sfinților. Pentru că doar într-o stare de trezvie noi ne putem liniști că nimic din ce vine din afara noastră nu ne poate pierde sufletul. Dar acum hai să fim serioși, oameni buni. La starea de trezvie ajung sfinții îndelungul unor vieți de pusnicie, de renunțare, de jertfă și de rugăciune pentru ceilalți. Starea asta de îndumnezeire în timpul vieții, să știți că nu se poate obține nici prin cursuri, nici prin măestrii spirituale, nici prin emisiuni de televiziune, nici prin cărți citite. Este o schimbare fundamentală a propriei existențe. Este foarte greu. De aceea nu toți teologii au trezvie și nu toți purtătorii cuvântului lui Dumnezeu devin sfinți. Sunt foarte puțini. Și atunci, sigur că pe noi ne îngrijorează în smerenia noastră și în acceptarea faptului că noi nu suntem sfinți. Noi păcătoși suntem. Și atât de păcătoși suntem încât vorba marelui duhovnic Rafael Noica: Dumnezeu cel mai mult se ne dreptățește pe el, că dacă ar fi drept nu ne-ar mântui pe niciunul, la cât de ticăloși suntem. Și atunci noi în smerenie, că dacă ne trufim și avem senzația, că spunea foarte bine părintele, că singura slăbiciune a întunecaților care stăpânesc lumi este siguranța că ei vor izbândi. Starea asta de siguranță, care este specifică și fundamentalismului religios, și am să fac o scurtă paranteză la ceea ce spunea părintele, că nu există fundamentalism religios. Uite, în Coran există fundamentalism religios, sunt patru curente sunite și un curent șiit, iar unul dintre curentele sunite, wahabismul, salafismul, cel care interpretează fără nicio nuanță, ad literam și la virgulă, surele Coranului ca pe șaria, ăla este fundamentalism religios, nu te poți înțelege cu ei. Toată lumea islamică vorbește despre faptul că dacă dai putere și acces la resurse salafiștilor, adică wahabiților, ăștia vor pune sabia pe toți ceilalți care nu pot să interpreteze la virgulă și ad literam cărțile sfinte. Adică fără parabolă, fără metaforă, fără mistică, fără nimic. Scrie acolo nu știu ce, așa trebuie să faci. Greu. Într-o lume atât de subtilă cum este lumea teologică, e foarte greu să citești Vechiul Testament, Noul Testament, să nu-i dai caracterul de parabolă și să încerci să citești și să aplici
ad literam, chestiunea asta, asta este un fundamentalism religios care naște război. Dar nu sunt religioși. Sigur că, în esență, teologic, n-ai cum să fii al islamului care înseamnă oblăduire și pace dacă tu aduci război. Adică asta e limpede. Dar există și curente care se revendică a fi religioase, dar ele sunt fundamentaliste. Și atunci să revenim. Până să atingem noi starea de trezvie, la care foarte puțini dintre oameni au ajuns, noi ar trebui să fim foarte atenți să nu ne lăsăm seduși și momiți de utopii. Vedeți, în momentul în care lumea a crezut că poate exista raiul pe pământ, s-a lăsat păcălită și de duhul comunismului, și de duhul bolșevismului, și de duhul nazismului, și de orice duh stricat care îl contrazice pe Dumnezeu. Păi dacă Iisus Hristos spune că regatul său nu poate fi dintr-o lume trecătoare, dintr-o lume unde nu există iubire și armonie, dintr-o lume unde nu există pace, dintr-o lume unde unii sunt stăpâni și alții sunt sclavi, Iisus nu are cum să facă parte din lumea aceasta. Iar noi credincioșii, dacă vrem să glorificăm raiul pe pământ, înseamnă că suntem în cea mai mare apostazie, pentru că însuși Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, a spus că nu se poate. Raiul nu are nicio legătură cu viața pe pământ. Niciodată omul, în ciuda tuturor încercărilor sale în istorie de a face raiul să existe aici în carne și oase, este cea mai mare capcană diavolească, este o utopie. Nu se poate. Nu se poate. O spune Dumnezeu, nu o spunem noi. Și nu numai că o reamintim noi acum, dar este temelia și fundamentul tuturor religiilor cărții. Iudaismul, creștinismul și islamul sunt extraordinar de clare cu privire la această separație între lumea lui Dumnezeu, din care noi am făcut parte până la cădere, și lumea manifestată, universul acesta material în care trăim cu toții, care este doar un efect al căderii inițiale. Și atunci noi degeaba ne străduim să perfecționăm lumea aceasta, să devenim mai buni, mai sfinți, ca să conducem lumea aceasta ca pe rai. Ca să concluzionez, atenție foarte mare, noi trebuie să fim atenți la cei care ne vând nouă iluzii și povești. Nemurire în trup nu există și nu va exista niciodată, este împotriva firii. Oricine îți va spune că, domne, omul, doar pentru că nu a avut acces la tehnologia necesară, nu poate să trăiască forever. Pentru că, uite, dacă avem și așa, o să trăim cu toții. Asta nu se poate. Este ca și cum ai obliga un copil să rămână copil tot timpul. Adică ai împiedica firescul evoluției. Și nouă ne plac copiii. Cum ar fi să fi rămas toți la vârsta de 3-4 ani? Era excepțional, dar uite că nu putem. E o altă natură care ne face să evoluăm. Așa cum și moartea este o altă treaptă existențială prin care trebuie să trecem pentru a ne desăvârși în raport cu Dumnezeu. Și atunci fuga de tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu să trăim și să experimentăm pentru a ne putea întoarce cu adevărat în știință la El sunt demonisme, sunt păcăleli. Și atunci teama asta a noastră să nu ne pierdem slujba, să nu ne pierdem viața, să nu ne pierdem statutul în raport cu Dumnezeu, e o capcană peste care, dacă nu trecem, poate să vină peste noi molimile pământului, încă un potop și alt potop și încă o catastrofă și alt cataclism și alte erupții vulcanice, și peste mii și mii de ani tot aici o să fim. Până când vom înțelege cu toții că ceea lui Dumnezeu, adică sufletul, e al lui Dumnezeu și nu se atinge nimeni de el, iar ceea ce este al cezarului, adică restul, este al cezarului, și odată ce se naște în lumea cezarului ceva sau cineva, tot în lumea cezarului va fi îngropat. Dar poate reînvia în lumea lui Dumnezeu, pe când în lumea asta, să știți că nu s-a mai întors nimeni. Și Hristos, după ce a înviat, n-a rămas aici, s-a înălțat. Reflectați la această linie. Vi s-a expus, nu-i prima oară în această emisiune, și de către Oreste și de către Părintele, că noi, fiind și o ființă nu doar fizică, biochimică, ci și electrochimică, se lucrează pe game de frecvențe și neîntâmplător dezvoltarea tehnologică actuală, despre care și Părintele spune că nu sunt datele unei dezvoltări umane, ci cineva ne împrumută ceva cu niște scopuri. Da? Dar aceste scopuri s-ar părea că încep să iasă la suprafață, pentru că automat e influențată starea psihică a omului. Modul cum vă simțiți dumneavoastră vorbește despre factorii la care sunteți expuși, atât fizico-chimici, cât și electromagnetici. Vedem că este atacată exact spiritualitatea omului. Vă întrebați de ce?
chiar într-un text foarte vechi tibetan, sunt menționate niște etape. Și le putem lua invers, pentru că piramida acum se răstoarnă, această influență vectorială, să vedeți de ce se petrec lucrurile așa. Ei spun așa, în acest text multimilenar. Mai presus decât lucruri de bun simț aproape, mai presus decât cei care nu știu, sunt cei care află sau citesc. În cazul ăsta poftim, cei care vizionează. Mai presus decât cei care află sau citesc, sunt cei care memorează. E clar că dacă ai uitat, degeaba ai aflat. Mai presus decât cei care memorează, sunt cei care înțeleg. Păi și dacă ai memorat, e tot degeaba dacă nu stai să reflectezi, să reiei, să-ți bați capul, să înțelegi, mă, ce au vrut oamenii ăștia să spună sau ce a vrut textul ăla să spună. Ce am eu de înțeles? E o întrebare fundamentală. Ce am eu de înțeles din ce mi se petrece? Cam asta e toată spiritualitatea omului. Dacă el își pune problema, ce am eu de înțeles din ce se petrece? Că tu vorbești, Oreste, de o experiență de viață. Ne sunt lăsate corpul acesta, mintea aceasta, trăirea aceasta, este pentru o experiență de viață. Ele ne aparțin, nu suntem noi. Noi le vom lăsa, le vom lepăda pe toate. Deci ce am eu de înțeles? Mai presus decât cei care memorează sunt cei care înțeleg. Mai presus decât cei care înțeleg sunt cei care aplică. Adică aproape că nu contează faptul că ai înțeles dacă îți lipsește atenție, voința, tenacitatea de a aplica. Mai presus decât cei care aplică, bineînțeles, logic, sunt cei care obțin rezultate. Mai presus decât cei care obțin rezultate sunt cei care, atingând succesul, dobândesc așa numitele puteri paranormale. Iar mai presus decât cei care dobândesc puteri paranormale sunt cei care se topesc în Dumnezeu, dobândind înțelepciunea prin care totul devine cu putință. E, asta deja, deși în zona tibetană, vorbește de, exact ca și cum ar fi în creștinare, în întopirea în Dumnezeu, întopirea în inima lui Hristos. Dacă e aceste lucruri și le întorci invers, adică tu ataci contactul cu intim cu bunul Dumnezeu și cu capacitatea ta umană de a înțelege, de a aplica, de a persevera, păi ai obținut, cum se spune în limba română, toți sunt o apă și un pământ, adică sunt manipulabili, sunt influențabili, faci ce vrei. Părinte, un cuvânt de încheiere să ne revină inima la loc. Această temă o să o aprofundăm și în emisiunea viitoare. Cel mai simplu, cred că a realizat asta fericitul Augustin în secolul II, când a zis, a făcut un fel de quintesență a întregii credințe, religii, științe teologice, care era, cât a fost ea până atunci, înainte de primul sinod ecumenic. Și a zis așa, toate poruncile Vechiului Testament, Noului Testament, toată înțelepciunea spirituală acumulată de omenire până atunci, el a strâns-o în trei cuvinte. Iubește și fă ce vrei. De aici pornește totul. Să știți că iubirea și aici nu dezvoltăm, dar vă lăsăm pe dumneavoastră să gândiți și să analizați semantic. Iubirea, să știți, e definiția sfințeniei. A fi sfânt înseamnă să iubești, dar nu iubirea în care credem noi. Este acea iubire care ține surii în univers să nu se prăbușească. Este forța care guvernează întreaga realitate și creație. Aceea este iubirea. E o putere care nu aparține omului, nu este ceva omenesc, e supraomenesc. Dar în momentul în care ajungi la iubire, atunci te identifici cu Dumnezeu și atunci faci ce vrei, în sensul că faci exact ce ar face un om care iubește, doar ceea ce trebuie. Acestea fiind spuse, dacă suntem în iubire, ne vom putea schimba realitatea noastră și a celor din jurul nostru. Și doar așa vom putea ajunge la adevărata măsură a realității care trebuie, ea cum a fost concepută să fie creată de Dumnezeu. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă rugăm, fiți alături de noi în continuare. Spuneți-ne în comentarii care este părerea dumneavoastră despre toate aceste revelații care sunt de natură științifică și de natură spirituală. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Doamne ajută în tot ce întreprindeți. Toate cele bune. O viață lumină. Doamne. Iar imunocubul...
peste tot unde sunt eu și imunocum, îmi detoxifiază carnea, alimentele, apa. În fiecare dimineață eu beau 750 de ml de apă făcută de imunocum. Scoate mirosurile din orice și dezinfectează aerul, ceea ce pentru mine e Dumnezeu. Sunt extrem de încântată de el, mi-a făcut viața frumoasă și de acum încolo cred că la prietenilor mei care chiar contează în viața mea le-am și găsit cadou ideal. Am încredere în el că dacă el este folosit în spații închise, în tehnologia cea mai avansată, vorbim de nave spațiale unde acolo nu poți să deschizi un geam, nu poți să faci o altă ventilație a spațiilor. A venit să facă posibilă un mediu cât mai propice pentru și cât mai aproape de condițiile naturale, ferit de acele mucegaiuri, de acei germeni care se pot dezvolta în medii închise. Mie îmi creează un confort, îl consider cât se poate de util. Numai faptul că simt această refrișare a aerului, simt că mă întărește. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Stând la casă pe sol, aveam diferite probleme cu mici vietăți, furnici, gândăcei, sânțari, muște. Folosind imunocubul, am constatat că am scăpat de toate. Și nu mai e nevoie de spray-uri, de chimicale pe care să le inhalăm și noi cei din casă. Mă bucur foarte mult de prietenul meu imunocub și vi-l recomand cu căldură și dumneavoastră ca să vă simțiți mai bine și să aveți un prieten adevărat în casa dumneavoastră. Purificarea peștelui. Ce rezultă după purificarea peștelui? Se vede ca ceva elastic, seamănă cu plasticul. Uitați. Ca să ne dăm seama ceea ce mâncăm, de fapt, dacă nu avem cu ce-l purifica. Este extraordinar, vă recomand cu încredere, având în vedere că îl folosesc de ceva timp și suntem foarte mulțumiți. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. Imunocub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu Imunocub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. Imunocub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, Imunocub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență
care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCube veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult.